Hai, ne uităm la Lengle în Madrid. Ui, bă, arată prea bine Madridul ăsta. Aia zic. În sfârșit, Lengel bazat. Cea, îmi place să mănânc aici. Sunt Madrid, Spania. Mai stau câteva zile și mă duc de aici. Și în clipul ăsta vreau să mănânc la KFC și la McDonald's aici în Spania să văd cum îs restul. Asta e contentul de la Mcegu. Dă să vedem cum e Mc și KFC în Madrid. Respect! Restaurantele astea. Și atunci mă plimb pe aici până centru. Vă mai arăt niște clădiri. Și căutăm prima oară un KFC. Ne, casa de papă, zice. Ne, uitați-vă acolo în față, wow. Ne, aci are, mamă. Ui, ne. Acolo e o biserică de aia roșie. Wow. E biserica italiană de pe Magheru. Wow, ne, mañana, ai, 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 zice. Ui, ui, ui. Chiar faimoță. Ui, și iar am ajuns în piațeta asta. Uite ce ziceam cu piațeta, cu cimentul peste tot. Iurât! Miroase asfalt. Hai, dar aici nu se simte căldura, că bate vântul. Deci, nu știu, nu cred că l-auziți sau nu știu, dar așa bate de numai. Cred că are 5. Carteristas, pickpocket. Vedeți că a apărut unul nou care e în Spania și aleagă românce pe acolo. Carteristas, pickpocket. 50 de kilometri pe oră. Caracterista si gen borzi geatrici. Aici ai un KFC, hai sa-l vedem. Uite la KFC, o zice. Nimă, ia. A crezut că vrea să ducă la baie. Nu, trebuie să comandați. Incoming. Nu știu care a fost faza acolo. Nici n-am înțeles exact ce-o zis. Dar mă duc la altul. Am vrut să mă duc sus să văd dacă sunt locuri. Că dacă nu erau locuri, n-avea sens să-mi comand și apoi să-mi dau seama că n-am înghestat. No, în fine. Păi de ce nu-i zis? Ok. M-am enervat. Dacă mai mă duc într-un KFC și îmi zice cineva ceva, că vreau să mă duc la etaj, îi zic... Vă omori pe toți! Să sune la poliție, că m-a enervat ăsta. Bă, deci chiar... Că vreau să mă duc la etaj, îi zic să sune la poliție, că m-a enervat ăsta. Bă, deci chiar să... Dar de ce nu l-ai întrebat ce vrea, mă, Lengel? Nu i-a zis că gen de aici se comandă? Nu i-a zis gen de aici se comandă? I-a zis order please, nu? Ceva la mod. Ah, first order please. Da, pentru că este o zonă turistică și ca să nu stea oamenii să belească carici un KFC. Incoming. Uite, cât de greu era, păi Lengel, cât de greu era să-i zici I want to check if there's seat upstairs, my friend. Să duce la poliție. Nu știu care a fost faza acolo. Nici n-am înțeles exact ce a zis. Dar mă duc la altul. Am vrut să mă duc sus să văd dacă sunt locuri. Că dacă nu erau locuri, n-avea sens să-mi comand și apoi să-mi dau seama că n-am înghestat. No, în fine. M-am enervat. Dacă mai mă duc într-un KFC și îmi zice cineva ceva, că vreau să mă duc la etaj, îi zic să sune la poliție, că m-a enervat ăsta. Bă, deci KFC-urile aici sună lângă altul, frate. Ia să văd pe asta. First order. First order, please. Nu l-a saltat. Nu l-a saltat. Hai, plin și hai că mai este unul, dă-l încă. No, și mai e unul pe aici, cineva. Faza e când filmez, că am nevoie de lumină naturală, că dacă filmez gen în capătul restaurantului, unde nu sunt ferestre, nu se vede nimic, știi? Și de-aia eu tot timpul caut să stau lângă fereastră, na. De-aia și în Barcelona, de exemplu, căutam terase, că majoritatea restaurantelor i-a zis că era în pivniță de aia, nu vedeai nimic acolo. Fiți atenți aici. Nu s-a găsit terase în Barcelona, aia trecut de viață. Da, ai zice că e ceva, are și o terasă aici afară. Mm-hmm.
Pepsi Max. Ui, na, v-am zis eu că găsesc unul mai liber. Tot timpul vă puteți uita pe Google Maps, că acolo apare și cele mai aglomerate ore și nu. Prima oară când văd așa ceva, înghețată cu fistic. Dar deci n-am văzut niciodată la niciun fast food înghețată cu fistic. E prima oară. Ăsta e un burger, dar lor îl vedem imediat. Mai sunt cartofi și niște aripioare picante. Hai să vedem. Și îți dă ketchup gratis. Și la fel și sucul poți mere să ți-l umpli de câte ori vrei tu. No, hai să vedem. Deci aici au Pepsi în loc de cola. Știți că și la noi KFC au avut... Azi când s-a făcut și mie foame. Pepsi până în 2011, cred. După aia au făcut la cola. Ăsta e burger lor, ediție limitată. În cauze arată mult mai bine. Hai să vedem. Nu, no, Cliff Light, super mare. Arată bine KFC în Madrid. Deci, Zine, nu mai simte. Lengel a fost, nu? La Five Guys. Parcă a fost. Parcă a fost la Five Guys. Da, a fost când ne-am uitat. Unde a fost? În Paris? Ah. Nu i-a plăcut? Nu că ne-am și uitat, dar nu mai țin minte. Nu i-a plăcut la Five Guys? That's crazy. De zingă. E canta. Păcat că n-am iaurt, că ar trebui să bat. Hai să vedem aripioarele astea. Asta e aripioară cu două oase. Denunță. Nici are brânză cheddar. Mi-au să-mi te, bă, vă mai rog încă o dată. Dacă vă mai comandați mâncare de pe... de pe aplicații de livrare, vă rog eu frumos, luați-vă și voi niște sticle de alea, niște sticle de apă, mici, mari, cum or fi, țineți-le și voi la rece, dați și voi la oamenii ăștia de să plimbă pe bicicletă, marea majoritate dintre ei vin pe bicicletă these days, dați-le o sticlă de apă rece când vin și dacă le dați tips și recomand să le dați tips, mai ales ăstora din alte țări, dați-le cash, pentru că tipsul în aplicații, din câte am înțeles din mai multe surse, rămâne la patronașilor, nu ajunge la ei. Deci dați-le tips cash, vă duceți într-o zi la bancă, dacă sunteți salariați, da? Vă duceți într-o zi la bancă, scoateți și voi niște bani în bagnote cât mai mici, sau îi schimbați la bancă, vă duceți cu 1 milion, 2 milioane cât doriți la bancă și schimbați voi în 5, în 10 lei și o sticlă de apă rece, că e nenorocire, mai ales în București. Sos barbecue și încă un sos. Acum la Glovo scrie the courier will get the full amount. Da, problema este că este o minciună, pentru că contul curierului nu este contul curierului din România. Contul curierului este contul companiei care îl angajează și care vinde serviciile la Glovo mai departe. Da, bine, asta e orice zice Glovo, în general. Glovo zice și, ți-am luat bani și îți vom livra comanda și e o minciună întotdeauna. Ne-a înghețat asta, chiar curios. Ca să văzăm și aripioarele cu un os. Ce am așa o ură de asta de nejustificată pe Glovo? Mă, nejustificată, pardon, am o ură de asta că am pățit. Bă, dar cu altele, că ai problemă. Bă, n-am pățit! Bă, cu niciuna, mă, frate! Bă, cu Taz, Bolt, Bringo, cu niciuna, n-am pățit nimic niciodată! Să nu-mi vină comanda, să-mi dea țeapă, să-mi trimit altă comandă, să-mi uite tot din comandă, să... Bă, niciodată cu niciuna! Bă, niciodată! Niciodată cu niciuna! Numai la Glovo, efectiv, numai la Glovo, de fiecare dată. V-am mai povestit cum mi-au tras țeapă de... Cum e? Deci știți că în tipul celălalt v-am zis că mă duc la Jollibee și m-am dus. Am pus story, dar e diferit de alea din Filipine și n-au meniurile alea din Filipine. Adică aici nu aveau meniul ăla cu un orez, o bucată de pui și suc. Nu-l aveau aici. Dar mă, să pun ăsta mai încoace tot. Mănânc deasupra lui și după aia pică
aripioare de pui acolo înghețată. Asta are și bacon. Ai sos de la vinegar. Bă, ce nu poți? Mi-a plăcut mult la Glovo când am pus botul și mi-am făcut Glovo Prime de ăla care... Dacă dădeai mai mult de, nu știu, 5 comenzi pe lună, merita. Trebuia să fii prost să nu ții dacă dai mai mult de 5 comenzi. Și până peste 3 luni, prețul s-a dublat cu 100%. Prețul a crescut cu 100%, prețul s-a dublat. Când mai pus în bac cardul și să-mi iei plată recurentă, și până mă anunță, a, vezi că s-a dublat prețul. Și dacă nu vedeam, continuai să-mi iei, nu? Băi, efectiv, ultimii jegoși, man. Nu știu ce asta. Ce ți-a dat acolo? Băi, ce șmecher. Tatuaje, frate. Ba nu, mă, stai să le lipești. Să le lipești pe pareți. Bă, frate. Ne duce cu mine. Un anestezit. Mama mea. Deci așa ceva cu fistic n-am văzut. Numai în Italia înghețată, dar nu la fast food. Bagă cartofii în înghețată, zic eu, pont. Deci McDonald's, KFC, ăștia două. Notorious Michael. Ce au numai caramel, ciocolată și vanilie, atâta. Mai bun. Hai să dăm verdict atunci. Meniu pe la media, cam capăstătăt. Cartofii destul de ok. Burgerul nu mă impresionează, probabil mi-aș lua bus. Cu tot respectul, Engel, mă sperie oamenii care pun mâncarea pe bonul fiscal. It's just scary for me. Știu că nu-i mare căcat, but it's just scary for me. Mi-aduce aminte de bătrânii la supermarket care iau pâinea, franzela proaspătă, dar aia neambalată. Iau franzela neambalată și o pun pe ăla de pe bandă. Gen așa, pur și simplu, fără pungă, fără nimică. Peste media aripioarnă și ăla mi-a plăcut. No, nu-i rău. Da, bine, cam atât pe ziua de azi. Mâine ne auzim cu un McDonald's și după aia cred că poi mâine sau ziua următoare am zbor. Ui, no, azi e o nouă zi și merem la McDonald's. Cred că iau metro, că vreau să mă duc la un McDonald's lângă gara. Bă, nu e aglomerat aici. Deci azi e... Uite și ce frumos! Uite și tu ce stradă frumoasă. Efectiv îți face plăcere să mergi prin acest oraș. Uite și ce frumos. Uite câtă verdeață. Lumea stă la sieste, la cafenele, la... Sau ce, da. Mă, hai să vedem. Nu mai e cald, mă, e ora 12 numai. Hai să vedem. Lasă-mă de acum. Mi-am luat card în ala. Hai să vedem dacă e bun. Uite și tu, crește inima în tine. Păi, zice, fiți atenți. Le metro, el tribunal. Accesul de tribunal. Aici am stat și noi ultima oară când am fost. Bă, sper că n-au iară detectoare de metale pe aici. Nu au. Hai că eu mi-am luat cardul ăsta. Detectoare de metale la metrou? Bă, deci nu înțeleg... Mi-am adus aminte, a postat una pe TikTok un segment cu mine în care ziceam că metroul din București e cel mai complicat și au venit toți copiii de 16 ani și zic, păi, înseamnă că nu te-ai plimbat, frate. Ai fost vreodată în Paris? Ai fost vreodată în Londra? Nu, frate, vorbeam, eu n-am ieșit din țară, dar ziceam că metroul din București e cel mai complicat din lume, deși n-am ieșit din țară. M-am apucat așa să zic random. Eu n-am fost în toate aceste orașe. Adică, și dacă mergeam în două, tot la aceeași concluzie ajungeai. Dacă ăla din Londra și din Paris, unde au 15.000 de linii, una peste alta, patru, una deasupra celelalte, este mai ușor de înțeles decât ăla din București, ajungea doar să mergi în Paris sau în Londra. Frate. Deja trebuie să mă duc la Plaza de Spania, în următoarea stație, dar pe niciuna din asta nu este Plaza de Spania. Plața del Spania e
Așa se numește stația, oare? Nu cred că se numește așa stația. Piața de Spania e pe Gran Via. Adică unde ești tu acum. Mi-e greu să cred că... Măi, el pe unde a intrat? E la ce stație de metro a intrat? Că mă și enervez. Aha, el a intrat la tribunal. Pe piața de Spania e la 10 minute de mers pe jos de aici. Ce e la tribunal? Deci trebuie să mergi la Gran Via. Nu înțeleg. Nu e pe Gran Via? Ok, bine, whatever. Dar gen, sunt 10 minute de mers de acolo, de unde era el. Nu înțeleg cum e asta, frate. Deci eu trebuie să mă duc la Plaza de Spania, în următoarea stație, dar pe niciuna din asta nu este Plaza de Spania. Deci ăștia ar trebui să merge aici, tribunalul, și de la tribunal încolo unde mă duc. Bă, dar nu văd niciun tribunal pe astea. De ce trebuie să vezi tribunal Lenghel? Asta este următoarea stație după tribunal, Bilbao. Bă, deci ăsta e primul metrou care nu-ți arată, nu știu, ruta metroului, ca să zic așa. N-am mai prins niciodată așa ce. Hai să văd aici. Also, Lenghel, te rog frumos, de ce nu folosești Google Maps? Intre pe Google Maps, frățioare, bagă Plața de Spania. Și zice Google Maps pe unde să te duci. Stau la linia greșită, așa-i? Yep. Stau? Cred că da. Oh. Uite, aici ți arată în stație, în loc să ți arată înainte. Deci eu la alt. Avea ce bibolis, nu vine să cred. Nu vine să cred. Sper să fie asta, că vine unul. Ei proști. Ei bivoli. Da, bă, nu e ăsta, mă, dar... Eu nu înțeleg nimica din prostia asta. Hai că iau... Mă duc pe o stație și mă uit după aia pe GPS să văd în ce parte m-am dus. Asta n-are nicio logică. Măi, dar zice care sunt următoarele stații. Din gen 100% sigur. Stai că ne uităm, ce dracu. Madrid, ia. Deci el era la tribunal. Și trebuia să ajungă la... Plața Spana. 16 minute pe jos, i-am zis că 10, sunt 16 de fapt. Transport public. Uite, metro. E atât de simplu. Și trebuia să cobor la Gran Via. Pentru că nu există, exact cum am zis eu. A, ba nu. Ba da. Nu. Stai, ce? Stai că nu mai înțeleg eu acum. Trebuie să schimbe. Trebuie să schimbe și să coboare la Opera. Deci trebuie să meargă la Gran Via și pe urmă să schimbe până la Opera. Să schimbe ruta. Deci de asta nu-i apare. Uite, se duce o stație și pe urmă schimba încă o stație. E cât de simplu e. Nu e... Ba da, mă, asta e. A, nu e asta. Nu e asta, mă scuzați. E cum de cum se numește? Dacă nu Plaza Espana. Cum se numește? Hai că o snipuim, ia uite. Am snipuit-o. Indicații de orientare de la tribunal. 14 minute de mers pe jos. Ia uite. Era o stație până la Puerta del Sur. Era o stație până la Puerta del Sur. Care era acolo? Era pe
Deci el nu știa cum se numește stația de metrou și se enerva că nu scrie stația de metrou. Puerta del Sur e direcția. Ah, da, mă, așa e. Da, pardon, my bad. Da, așa este. Da, stația de metrou e da. Așa este. Deci era pe linia greșită, pur și simplu. Aia era problema. Right? My bad. Nu, mă, deja era exact ălalalt, frate. Exact stația cealaltă. Deja am plecat de la stația Tribunal, da? Înseamnă că în stația aia trebuie să văd stația Tribunal undeva, că mă duc iar invers, de unde am venit. Mă credeți că n-a existat nicio stație Tribunal scrisă undeva. Cu asta vă arat. Bă, deci n-am mai dat de metro chiar atât de prost, adică înțeleg că la unele vezi mai greu stații, deci n-asta, dar aici pur și simplu nu scrie. Care, da? Deci uitați-vă, deci dacă prima stație ar trebui să scrie Tribunal, da? Mai uitați-vă ce scrie. Lenghele astea sunt ieșirile de la metrou, Doamne Dumnezeule mare. Păi, Lenghele, te-ai plimbat în toată lumea. Cum nu știi signalistică de asta basic? Cred că trolează și eu cred că trolează. Păi, Lenghele, astea sunt ieșirile de la metrou. Glorieta de Bilbao. Lenghele, alea sunt ieșirile, fut-o în gură de viață. Măi, Lenghel, ai un om acolo, ai un om care urcă scările aici, frățioare, și un om și semnul pentru oameni în scaun rulant. Băi, brene, ăsta aici, gen ca pentru copii mici, să înțeleagă toți copiii mici. Doamne, iartă, mă, cu aia. Bă, deci chiar n-are nicio logică asta. A, opa, stațiile! Tribunal. Deci el a mers o stație până la Bilbao ca să se uite... Nu înțeleg. Sunt stații și alea acolo arată că... Ok, bine, whatever. Bă, dar bine, dar nu știu ce-au făcut ăștia aici. Du-te-mă și pute. Metrou tău. Păi ori Bilbao, ori Tribunal. Deci problema asta e, nu? Că e pe linia greșită pur și simplu. El e pe linia Maro 4 și asta e pe linia 10. Deci el e pe linia 4 când Puerta del Sur asta cu zi pentru Plața de Spania e pe linia 10. Deci atunci cum vrei să o găsești, mă, frate? Bă, n-am ajuns bine, mă. N-am ajuns bine. Nu știu ce tren e ăsta, frate. Am ajuns la Gran Via în loc să ajung la gara. Ești bine, ești bine, Lenghel, ești bine, ia-o pe jos de acolo. Lenghel, ești bine. Viața mea. Bă, deci trebuie să mă duc iară la Tribunal. Nu. Deci trebuie să mă duc înapoi la Tribunal. Nu. Eu nu m-am uitat la număr, cred că până stația aia circulă mai multe metrouri. Deci va trebui să iau 10, cred că. Da, exact. Pă, nu vine să cred, dacă meream pe jos, ajungeam mai repede. Așa este. Ui, nu, am ajuns iar la Tribunal și a treia... Bă, stai alea. A treia oară cred că a fi cu noroc, dar stai un pic puțin. Deci vedeți că-s dubioase, uitați-vă, eu am intrat la linia 1, că am crezut că numai linia 10. Lenghel, ce este dubios? Este exact ca în București, ce este dubios? Ai de ales între cele două linii, Lenghel. Lenghel, ajungi aici. Că-s dubioase. Ajungi aici unde ai două opțiuni de a merge. Ori mergi pe linia 1, ori mergi pe linia 10. Ai luat-o pe linia 1. Deci, cum sunt ei proști în această situație? Nu înțeleg. Uitați-vă, eu am intrat la linia 1, că am crezut că numai linia 10 aici. Și aici trebuie să merg. Hai să vedem. Voi. Let's go! Fiți atenți, am ajuns la Principe Pio. Hai să vedem numai că fug așa. Nu trebuia să ajung în altă parte, de ce ai ajuns la... Am ajuns, hai să căutăm McDonald's. Deci asta e gara. Nu vrei să ajungi la...
Păi, nu, mai fix invers, cred că. Nu știu dacă vedeți ce fain cămașă mi-a luat. Ea e frumoasă cămașa. Stai un pic, unde e invers? Eu nu văd nimic aici. A, uite acolo, cred. Shopping center. Păi, nu, gata. Să nu ratați să mergeți în gara Atocea dacă mergeți în, dacă mergeți în Madrid. Cea mai superbă gara din lume. Merge, uite-le aici în față. Se mă enervează. Oi, McDonald's, hai să-l vedem. Poate mă duce mâine mă și la Jollibee, chiar aș vrea să mă duc să încerc. Da, dar unde e? Ai, sus? Asta, gara Atocea, care are o dită grădină înăuntru. Are o spiosere, efectiv. Absolut superb. Și poți să te plimbi pe aici, e cute. De unde e? Unde e caseria, frate? No, hai să vedem. Fiți atenți, bă, am un bache, mai exact când încep să vorbesc bache. S-a belit McFlurry-ul de când nu mai pun lingura aia de plastic care ți-a amestecat în el. S-a belit. Ce mi-e McFlurry, ce mi-e înghețată de aia la cornet la un leu. Nu vă spărați, cred cum mai fie aia în ziua de azi. S-a belit rău de tot. Înghețată aia când era un leu pe vremea mea era desertul meu preferat. Mergeam la Mac cu 2 lei, îmi luam 2 de alea, eram rege. Nu știu care. Deja e 2 lei, ok. Mă enervează, m-am enervat cu metroul ăsta și am uzi nervos. Nu? Deci, mi-a ajuns meniul, da? 14 euro a costat tot, mai scump decât la noi, dar, de exemplu, ăsta a costat 1,50 euro, la noi 6 lei, nu știu cât. Aici e 7,50 ar veni. Ui, no, hai să vedem, din asta n-am văzut niciodată la fel. Bă, dar ăla de ieri, deci cu fistic, era incredibil, să vi luați ăla de la chiesă. Aici îți dau ei sucul, deci nu îți poți spune tu cât vrei. Și hai să băgăm. Ei. Bă, dar ce e asta? Bă, dar nu știu cum să prind asta. Ce trebuie cu ele? Halumi, ce trebuie cu ele? E ou? Aia bă, că m-am prins de metrou și cred că și pe mâini. Respect. Nu mai au aici dalea de alcool, știi, să te dai pe mâini, să te speli. Păcat. Și mie mi se pare absolut criminal faptul că au scos instant, în secunda în care au zis, gata, s-a terminat pandemia, au scos instant toate alea de alcool de pe peste tot. Lasă dracu ăla la masă! Că mai pui mâna pe telefon, mai lasă dracu ăla la masă dacă tot te-ai obișnuit să-l pui. Bă, nu-mi place burgerul ăsta. Costă bani pe dracu, e... Cumperi de ăla la... Cumperi dezinfectant de ăla la 25 de litri, te costă nimic. Cu sos barbecue? Dar nu-i bun de nimica. Are și ceva caștaval de ăsta afumat. Nu-mi place. Hai să vedem cheeseburgerul. Chifla e ok. Nu-i întunecată. Am prins cheeseburger cu chifle nașpa în Egipt. Cred că și până Asia. Chifle așa, măruia, așa. Bă, unii dintre voi să mori, aveți boala căicotelii. Și eu sunt căicotaș, dar unii dintre voi aveți boala. Uite și pe asta. LOL și-a luat două. Și? E un om care se duce să încerce mâncare. Mă mie că și-a luat doar atât. Am mâncat jumate din ăla și acum mănâncă cheeseburger. Și ce? Jimmy, aș fi luat gen 8. Ca să mănânc tot ce nu-i la mine, dacă chiar m-a interesat de tare ce e în Mac. Aici îți dau gratis ketchup-ul. Dar vedeți că și la KFC, din câte am înțeles, nu poți să te dă suc gratis cât vrei tu.
De exemplu, dacă meream mai în centru acolo, cred că la primul KFC la care am mers acolo nu se dădea sub gratis. Dar la ăla unde am mâncat până la urmă s-a dat. Așa se face food waste, Oana. Food waste e făcut de Lengel, care face review pentru sute de mii de oameni la Mecu din Madrid. Aici e food waste-ul, la Lengel, am înțeles. Nu o să-ți vine să crezi ce e pe platourile de filmare dacă crezi că ăsta e food waste, că și-a luat ăsta un sandwich în plus. Bunuțul ăsta, da. Dacă o fi ideea banal, mai n-aș pa de la noi. Te vezi pe un platou de filmare obișnuit unde ai literalmente 10.000 de sticle de alea mici de apică din care fiecare ia o gură și pe urmă le aruncă. Le aruncă în sensul că le pierd și nu bea nimeni din ele. Deci mi-am luat bor către țară, dar nu... Miki Chiki, mulțumesc. Fire zâmbește la Polaroid. Sigur că da. Uite, alături de Lengel. Există direct, adică nu știu. Maxim. Există din Barcelona sau din... Deci o să zbor în Budapesta cu Iberian Airlines. Am zis că renunț la viză. Unde zici că se duce? Scuze că n-am fost atent. Viza și Ryanair că au început cu anulări de alea masive și nu. N-am chef de prostii. Am plătit numai gen 10 euro în plus la Iberian față de viză. Deci nu-i mai diferență. Budapest. De fapt am plătit cu vreo 10-20 de euro, dar la viză trebuia să-mi bag și priority viza ăla. Și mă rupea, deci sigur era mai mult de 20 de euro. Și atunci zbor București, nu, zbor Budapesta, stau acolo două zile, mânc un bab gulaș de la Caluna, zbor București, mai stau și pe acolo că mai am de filmat chestii și apoi către casă. Și am înțeles bab. Și asta am înțeles. Mai nu știu, e ciudat. Cheeseburgerul, deci care sosuri diferite. Păi l-ai sătuit pe Imogen să nu-și acasă încă? What? Ce, a vorbit despre asta pe live? Nu-mi place. Burgerul ăla la submedie, cheeseburgerul pe la media, cartofii mediocri, sucul e ok. Hai să vedem asta. Ei, bătaie de joc McFlurry-ul ăsta, deci de când nu mai este cu lingurița de te amestecani, el e bătaie de joc. Oare fi ca mai bine ție, Sandy. Ăla de bun sau mai prost, mai cum? Donatella, nu știu cum. Zici că-s biscuiți de aia super ieftini, bro. A zis că ai deschis ochii și că ești marf. Mă bucur, da, m-a întrebat ce părere am dacă să-și ia casă. Și am zis că e o investiție puțin stupidă la vârsta pe care o are, având în vedere că n-are doi copii, nevastă și nu este legat de un job și așa mai departe. Am zis că e puțin investiție proastă. Să stea să adune bani, să se împrumute sau mai știu eu ce, ca să-și cumpere casă. Imogen. Zic mai bine și închiriază casă dacă vrea neapărat la casă. De fapt nu-s ieftin. E ok. La KFC parcă am uitat mai bine alea. No. Hai să vedem. Deci burgerul ăla acum e sub medie, 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 medie. Am ăsta e peste medie, dar e ca cola, adică nu. No, aici e faină zona, ne. Aici aer condiționat. No, hai că mă duc către casă, vă mai arăt poate din oraș și apoi mâine poate merem la Popeyes. Pui, no, bine, hai că am plecat de la gară și vreau să văd cum arată un parc aici, în Madrid. Plus am văzut ca un râu aici, ne. Bă, dar nu se face verde odată. Dar râul ăsta e mai la margine de oraș, cum ar veni. No, deci fiți atenți, dar e râuleț de ăsta micuț. Nimă, că sunt și pești. E prea mic ăsta. No, hai să vă arăt parcul încolo. Nimă, au din alea telecabine din alea. Par niște stâlpi de tensiune. Mă, dar nu-i... Deci nu-i cald, asta e faza aici. Deci e ora 1 amu și nu-i cald. No. Nu știu, e... Interesantă clima. Nici când e 37, 38, 39 de grade, poți... Băi, la asta faci, mă, ce vă tot întrebați? Și eu m-am întrebat la un moment dat, dar am învățat să nu mai întreb. De ce nu mergi la nu știu ce restaurant vreau eu? Că el vrea să merg la Mac. Ăsta e contentul lui. Foarte bine, foarte frumos. Da, mi se pare că am mai mers. În ultima vreme mi se pare că am mai mers și la de-astea tradiționale. Cât de cât, cum a reușit și el? De ce s-a lovit pe stradă?
Nu știu ce să zic, nu simți că e cald. Mai ales pe un parc așa răcoare de numai. Da, pentru toți prietenii șoferi, da, răspunsul la ce zice Lenghel acum este în felul următor. Copaci? Nu sunt 15 triliarde de miliarde de mașini care emit căldură și încing asfaltul? Și that's basically it. Desigur, ajută și clima și vântul și toate cele, dar ca idee, apropo de oamenii care se miră că arde asfaltul în București, da, arde asfaltul în București că nu mai există copaci în București. Ăsta e primul motiv pentru care arde asfaltul în București. Vedeți că își au platani, cred că de aici au venit primăria Oradea cu moda aia de platani. Vai, dar ăsta e parc de la nasol, mă. N-ai nici umbră, vai și amar. Pământ pe jos. Vă, m-am băgat. E grădina japoneză. Nu-i chiar nimeni pe aici. Nu știu ce parc e ăsta, hai că mă duc către hotel, că n-am ideea. Găsesc că e ceva parc de la mai făinut, dar noi. Nu, ne auzim mâine atunci la Popeye. Ui, no, bine, azi mă duc către Jollibee. Hai să vedem ce meniuri au pe acolo. Ui, cald aici. De fapt nu-i calmă, că bate vântul, nu știu cum să zic, că e super interesant. Adică zice că mâine or fi, zice, 41 de grade. Dar parcă văd că dacă mă plimb mâine, bine că mâine de fapt zbor de aici, mă duc către Budapesta. Câte bătaie de cap e cu cazările acolo, mamă mea. Deci eu încă nu mi-am luat cazare, mă. Deci Budapesta, sudul Italiei și Japonia sunt problematice cu cazările, fiindcă au check-out la 10 dimineața. Deci astea sunt 3 zone din lume pe care le-am identificat și nasol cu cazările. În Budapesta sunt o grămadă de apartamente la 45 de euro pe noapte, mi-aș fi luat, dar tăchi au check-out la 10 dimineața. Bă, vreau și eu atât de mult să ajungi noi la nivelul de interzicere de țigări, să nu mai fie peste tot, să fie doar în magazine de-astea de colți, gen cum au ăștia. Așa e important, mi se pare, căcatul ăsta pentru tot asta, știi, să vezi reclame la țigări, te intri în orice magazin, ai exclusiv reclame la țigări la casă și la toate alea. Nu găsesc, mă, la ora 12, deci pe bune. Nu găsesc nici hotel. Probabil mi-ai luat ceva la 11. Deci nu mi-am făcut nici check-in la avion, am mi-am adus aminte. Trebuie să nu uit, amu, la Jollibee să-mi fac. Ui, nu, am ajuns iar în piațeta asta. Așa, cred da, că plus activări Danhi la festival. Activare Sobranie la nu știu ce căcat. Pregătesc aici să schimbe dalele astea de jos, nu? Da, bagă termoficare din aia. Hai ca ce e Jollibee-ul imediat. Ui, no, fiți atenți. Deci îmi place aici, ai ca orez. Unul la mână, spaghetile astea, sigur nu le comand, că nu-s bune de nimica. După aia mai au ei ceva burger, nu ăla de acolo, altfel de burger, de la simplu. Nici pe ăla nu-l comand. KFC cu orez. Eu nu ți-e, dacă nu te duci la Bernabeu, poți să mă uiți. Lenghel, nu la Bernabeu, te duci în cartierul muncitoresc la Atletico. Hai să căutăm meniul ăla cu o bucată de pui. Eu nu l-am găsit, frate. Uite, vezi? Deci nu au numai două bucăți. Nu au o bucată. Au o bucată, dar cu spaghete, nu-mi place. Na, nu știu. Deci nu găsesc meniul ăla aici. Hai că iau ăsta. Este Popeyes în București, este de departe cel mai nici mid, e sub medie gen și puiul și cartofii și tot sub medie. Cartofii sunt mai interesanți decât puiul în sine, dar e praf. Pui de la KFC, cartofi de la Popeye, no way. No fucking way. Nu, e super mid. Dar e cam mâncat de vreo 3 ori. E mega mid. E sub medie. Mai ales pui n-are niciun gust. Nu știu ce. Adică față de KFC, efectiv nu are niciun gust. E... Nu înțeleg cine își cumpără de acolo. Straight up. Bă, bucat. Asta este. Și garlic mayo. E bună, nu? Una bună. Pui, n-a fiți atenți că m-am luat. Deci 10 euro costă tot. Îți dă 2 bucăți de pui. Există chipotle în Mega Mall? What? Nici KFC nu are gust, e de la sos, să fim serioși, că glumești. Ui, ăla de la KFC e mega condimentat. Uneori este prea condimentat din punctul meu de vedere.
Gen prea sărat. What? What are you talking about? Arată bombă! Sosul ăsta nu-l au în Filipine, ăsta e de maioneză cu usturoi, Pepsi și... Băi, ne-au dat, au dat drumul la Chipotle în București? Da, cred, Chipotle... Is this the real one? Nu pare. Yeah, it's not. E Chipotle Grill, man, e fake. Man, e fake. They just straight up took the name. E fake, man, e Chipotle Grill. That's crazy. E aceeași țeapă ca aia cu Friday. Aici ai aia de mango, placenta cu mango. No. Deci asta costa 10 euro. În Filipine, o bucată cu orezul, cu cola și cu sosul, dar sosul ăla lor, nu știu cum se numește ăla, așa maroniu, gravy, cred că, costa 9 lei. Deci, bineînțeles, e mai scump aici, dar mi se pare că e mult mai scump comparativ cu Filipine, unde salariul e mult mai... Ciao Friday, nu știu prețioare, am vrut să comand odată de curiozitate, să văd cum e fake-ul... Cum e fake-ul de Five Guys, care este fast food-ul meu preferat. Și m-am uitat la review-uri pe Google. Adică erau, cel puțin am vrut eu să comand, erau toate de o stea și ziceau că au făcut toxinfecție alimentară, că i-au făcut reclamațiile lor la ANPC, că au primit comandă pe jumate. Erau toate review-urile de o stea. Nu, mulțumesc, I'm good. Nicolae, plus îți dă și desertul. Hai să băgăm să venim. Da, bine, acum adevărul e că și Five Guys e... Nu stă deloc bine în categoria de fast food, adică e fast food luxury, că îți lași acolo crecul, aș lași 20 de euro să mănânci un meniu la Five Guys. Adică e puțin unfair să compari cu Mac și cu KFC Five Guys. Așa nu e aglomerat. Da, nu o să vină niciodată, ce? Five Guys nu o să vină niciodată la noi. În următorii 10 ani au ce să caute la noi. Mult prea scumpi. Restaurantul? Îmi place că e cu orez. Deci dacă s-ar folosi și la noi în Europa orezul mai mult în tot felul de mâncăruri, ar fi super. Bă, sosul ăsta e super. Ia uite, exact ce ziceam. Friday exact egal toxinfecție alimentară la Timișoara, reclamație la protecția consumatorului, scandal cu ei. Burger am primit burger alterați, tot într-o singură comandă unde am luat pentru 20 de persoane în birou, iată. Mă, îmi place, bun. Mai ales sosul ăsta. Păi normal, măi, Johnny, zice cineva că am un prieten care le-a dat mail să-i întrebe pentru franciză și au zis că nu au un plan în zona asta momentan. Indiferent de câți bani ai de investit. Da, pentru că își fut brandul dacă se apucă să deschidă unde nu o să cumpere nimeni, pentru că știu din studiile de piață că o să dea fail. De-aia nu vin. Stai, acum sunt curios că zice cineva că e 20 de euro un burger. Nu e 20 de euro un burger, dracu. Dar nu cred că sunt prețurile pe net, dău. Am curios cât era în Madrid, că cred că acolo ar fi cel mai apropiat de cam cât ar fi în București. Nu e stromeniu. Da, nu zice prețul. Din păcate nu zice prețul. Cred că e gen 20 de euro meniu cu tot cu cartofi și... Ia, yeah, pedido. Codigo postal. 0984. Nu mă lasă. Bine, whatever. Ce se de Madrid? Mi-a plăcut? Prieteni dragi oameni, nu ajută cu nimic dacă spamați în fucking chat. Ba nu, burgerul e nu știu cât. Pentru că în fiecare țară prețurile sunt diferite. Dacă te duci la Five Guys în Londra, îți garantez că o să fie cu 20, 25, 30% mai scump decât în Madrid. Și așa mai departe. Nu mai contraziceți ca literalmente proștii în chat.
Nu rezolvați nimic. În fiecare oraș sunt prețuri diferite. La fel e valabil și la Mac și la peste tot. Posibil că l-aș mai revizita. Mi-a plăcut și Spania. Mă n-am apucat în păcate să mânc ca multe feluri de mâncare, plus salamuri, plus brânzeturi. N-am apucat să le mânc pe toate, din păcate. Oricum ai mai venit în Spania, aici ai de vizitat și de mâncat. De acord. Spania e de vizitat și de mâncat, total de acord. Uite, pe Uber Eats. Five Guys pe Uber Eats, cu tot cu taxa Uber Eats. Cu tot cu taxa Uber Eats. Deci hamburgerul cu de toate e 12,50. Deci meniul este 20, cum v-am zis eu. Ați vă contraziceți, vă place. Deci ăsta e hamburgerul cel mai scump. 12,50. Eu mi-au cheeseburger de obicei. Că e bănesc e ăsta. 9,20. 9,20 cu cartofi 5 și cu băutură cât? 6,45. Să ieși tu odată. Sub 20 de euro. Așa că liniște. Prețuri de electric. A, ăla era shake-ul, ok. Cât costă o săptămână în Spania fără zbor? Depinde unde te duci. Dacă te duci în Madrid și în Barcelona e un preț, dacă te duci în Valencia e alt preț. Depinde unde te duci. Dar vezi că găsești, n-ai cum să nu găsești. One week in Spain, trip. Cauți pe acolo și vezi. Uite, ne zice cineva că astea sunt prețurile din Paris din 2020. Și cum ziceam, e mai scump în Paris. Și așa mai departe. Prețuri de Caius. A postat Bucarest Bike Traffic legat de ce ziceai că nu se poate conduce cu viteză legală în București și a experimentat asta.